două accidente de circulație s-au produs ieri după amiază în județ, în care o persoană și-a pierdut viața și alte 5 persoane au fost rănite ca urmare a neadaptării vitezei. Primul accident a avut loc în jurul orei 16:30 pe drumul județean 191C, între localitățile Aghire și Meseșenii de Jos. O oră mai târziu, între localitățile Româna și Ciumărna, Veronica I, de 25 de ani din Zalău, în timp ce conducea autoturismul proprietate personală, din cauza neadaptării vitezei la condițiile de drum într-o curbă periculoasă, a intrat în coliziune frontală cu un autoturism condus regulamentar de S. Adrian, în vârstă de 48 de ani, din județul Cluj. În urma impactului a rezultat rănirea gravă a conducătoarei auto și rănirea ușoară a șoferului clujan. În data de 8 septembrie 2011, în jurul 18:15, pe DN1F între localitățile Românaș și Ciumărna a avut loc un accident de circulație soldat cu accidentarea gravă a unei persoane. Din primele cercetări rezultă că autoturismul care se îndrepta pe sensul de circulație Cluj-Napoca-Zalău, într-o curbă deosebit de periculoasă la dreapta, a pierdut controlul volanului, intrând pe contrasens într-un autoturism care circula regulamentar pe sensul de circulație Zalău-Cluj-Napoca. Urmează ca ulterior să constate cauza accidentului și cercetările vor continua.